liniștirii, a pacificării, a căutării păcii și a ascultării ei, este o metodă care nu neapărat prezintă, nu știu, un formalism specific. Este exact cum vi se spune, mergeți în natură și încercați să simțiți, pur și simplu, să vedeți și să percepeți sunetul naturii. Ce vă spune ea? Asta nu poți face în zgomot. Da? Este ca și cum ceva din ființa ta se deschide, nu știi cum, poate nu ai nici cuvinte să explici cum, dar se produce o deschidere și totodată o atenție stăruitoare care persistă acum, în momentul prezent, și continuă mai departe și o adâncire în tăcere. De ce credeți că ne place să mergem în natură? Dincolo de aerul curat și dincolo de... Pentru că natura, în sânul ei, ascunde tăcere. Chiar și dacă ați începe să vă identificați cu un copac care se mișcă din cauza furtunii, acolo descoperiți o foarte profundă tăcere. Este o mișcare care are un suport cauzal și vreți să deslușiți mai clar taina acelei mișcări. Și vă lăsați purta de acea stare specifică de identificare cu acel copac. Îi auziți cântul prin frunze, mlădierea tulpinei și sunteți cu totul identificat. Sigur că aceasta după aceea lasă loc cu percepții în care nu neapărat mintea intervine, pentru că nu etichetăm ceea ce se produce și surprindem, de fapt, într-un mod inefabil, starea. Nu o putem descrie, este un moment poate să ne facă să plângem sau să râdem sau să fim fericiți, nu știm cum. Și ceva s-a produs. Ceva inefabil. Sigur, am trăit cu toții aceste momente și a-l exersa implică totuși de foarte multe ori un nivel de condiționare. Și anume, hai să merg undeva în pădure. Mi este uneori greu în viață, mă duc să mă pacific și unde mă pot duce? Mă duc undeva. Trebuie să fac ceva să... Trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori omul zice trebuie să fac ceva pentru starea mai rea în care mă aflu. Și despre acest lucru vreau să vă vorbesc. Deci vrem să facem ceva pentru a ieși dintr-o stare mai rea în care ne aflăm. Și ne condiționăm. Cumva. Deci trebuie făcut ceva ca de acum, din acest moment în care mă aflu, cu suferința mea, cu nefericirea mea, cu problematica mea, cu ceea ce, faptul că vreau să fiu mai bun, mai înalt, mai adevărat, mai sincer sau mai spiritual, eu vreau mereu să fac ceva. Iar momentele despre care vă vorbesc, care sunt rare, sunt flash-uri, sunt străfulgereri, despre acelea putem vorbi că sunt elementele care constituie esența ancorării în realitate. Ele sunt inefabile, sunt scurte, sunt micuțe. Le-am perceput cu toții, însă, că mereu și mereu vrem să mai mergem acolo. Vrem să mai scăpăm de ce ne presează și să ajungem în acel moment, unor din viitor, în care simțim din noi că suntem liberi, că suntem noi înșine, neconstrânși de ceva. Și a exersa aceasta, v-am spus, are ceva de natură inefabilă. Dumneavoastră și noi toți uneori ne programăm prin anumite scheme mentale pe care le avem pentru a ieși din starea rea, te duci, faci aia. Crezi, antrenezi contracția, ceea ce ar putea interveni ca să nu ajungi la ceea ce ți-ai propus și ciclul acesta se perpetuează. Ori, metodele vedantice afirmă pur și simplu un lucru care este răscolitor și anume că totul este aici și acum. Lucru pe care l-am mai auzit, poate, de nenumărate ori. Totul se produce aici și acum. Acum este ieșirea din criză. Nu făcând ceva, anticipând că făcând acel ceva voi ajunge într-un moment din viitor cum va fi bine. Acum este momentul minunării și extazului, pentru că știam că întotdeauna natura, când trăia bucuria în mijlocul sânului ei, mă pacifica. Și
mă gândesc, trebuie să ajung peste 3 ore undeva ca să mă pacific și să mă revigorez și să mă regenerez și de obicei natura este aceea. Uneori zicem, a, e foarte bine acasă, în colțul unde adeseori meditez, în fața icoanei care adeseori mă reculeg, în fața cărților sfinte pe care le am și pe care acolo, în fața lor, mă simt din nou reconfigurat. Citim modelele sfinților spirituali și din nou simțim că ieșim la lumină. Vedeți, sunt, toate aceste lucruri sunt bune. Întotdeauna s-au constituit ca elemente formale care ne ajută. Dar mai este încă ceva în plus. Noi vizăm decondiționarea. Înțelegeți? Deci dacă noi vizăm decondiționarea ca înțelegând ceva prin care ființa noastră ajunge la a trăi necondiționat, de ce am presupune că în ceea ce privește demersul spiritual ar trebui să fie mereu condiționat de ceva? Chiar aici trebuie să intuim. Demersul spiritual, mai mult decât alte aspecte, implică a trăi într-un mod necondiționat. Deci nu facem yoga pentru că e nevoie de ceva în ființa noastră. Este deja totul. Toate acestea sunt doar mijloace care înlesnesc accesul către noi în sine și vă pot spune un lucru care de asemenea s-ar putea să vă răscolească pe o bună parte dintre noastră. Toate metodele formale ale practicii spirituale în general vizează eliminarea aspectelor care se opun trăirii în realitate. Și reiau această idee. Deci multe dintre schemele de purificare, de structurare a minții, de orientare a condițiilor lăuntrice prin care ființa noastră să ajungă undeva sus la lumină, presupun de cele mai multe ori ca mijloace eliminarea a ceea ce obturează lumina. Ori înțelegând aceasta, ar trebui în egală măsură și simultan să integrăm metode care se ocupă strict de lumină, de accesul luminii. Da. Deci vedeam și cu alte ocazii exemplul acesta. Faptul că știm că cerul, soarele există, stelele cu lumina lor există, reprezintă o condiție, da? Minunată, știm, este lumină și există o influență. Dar pentru a simți radiația lor luminoasă specifică, noi trebuie să dăm la o parte ceea ce blochează acea lumină. Multe dintre tehnici, dintre mijloace și chiar tehnici meditative, cum sunt? Hai să vedem. Ieșirea minții. De ce și-a propus yoga, samkhya, vedanta, zen? Tehnicile de liniștire a minții și transcendere. Deci, înțelegeți această realitate. Vrem să ajungem la o realitate supremă dincolo de minte, să accedem la propria noastră realitate în sine și cu toate acestea noi ne ocupăm foarte mult de elementele condiționate pe care le dăm gradul la o parte, învățăm scheme prin care dezvăluim mecanismul ego-ului, felul în care se mișcă, ce îl susține, dorința, motivația, atracția, repulsia, le eliminăm, înțelegem mecanismul, atașamentul, facem pas după pas. Toate acestea sunt elemente pe care, vedeți, spunem, ne decondiționează, dar noi ne ocupăm condiționat de ele. Pentru că integrăm mereu mijloace care vizează depășirea acum a unei condiții lăuntrice parcă nefavorabile trăirii în realitate și cândva, nu știu când, cu ajutorul Dumnezeu, nu știu, grația, se va produce acel ceva care deodată mă va sălta. Mă va duce în planul decondiționării.